În Duminica Floriilor, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Kitihaz. La final, ierarhul l-a instalat pe părintele Florin Olteanu, protopop de Ghiula. Cu multă bucurie am venit și de data aceasta în Duminica Floriilor, în Biserica Ortodoxă Românească din Kitihaz, pentru a ne ruga împreună cu părintele Florin Olteanu și cu credincioșii acestei parohii, devenind o tradiție de mai mulți ani, ca în acest moment liturgic din postul cel mare să ne adunăm împreună într-una dintre cele mai importante bisericele comunității noastre și să ne rugăm cu chitichăzenii pentru a chema harul bunului Dumnezeu peste fiecare dintre noi și a ne pregăti astfel pentru a începe săptămâna cea mare, această binecuvântare extraordinară pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a lăsat-o creștinilor din toate timpurile și din toate vremurile. De data aceasta am făcut și aspectul acesta al instalării din punct de vedere liturgic al părintelui Florin Olteanu ca protopop de Jula, deși el de mai multă vreme îndeplinește practic aceste atribuții administrative în cadrul episcopiei noastre, urmând practic vrednicului de pomenire părinte Pavel Ardelean și continuând această lucrare atât de importantă în ceea ce se numește inima comunității ortodoxe românești din Ungaria, în protopopiatul Jula, deoarece Jula este și orașul în care se găsesc cele mai multe și cele mai reprezentative instituții ale comunității ortodoxe românești din Ungaria. Bunul Dumnezeu să hărăzească tuturor o săptămână mare cu mult spor duhovnicesc, în pace și în liniște. Să dea Bunul Dumnezeu tuturor sănătate, liniște, bucurii duhovnicești și împlinirea celor mai bune doriri. Nădăjduim noi ca Tatăl Ceresc să aibă grijă de fiecare suflet în parte. Dumnezeu să ne ajute la toți și să ne hărăzească tuturor o săptămână mare cu mult folos duhovnicesc. Vă mulțumim pentru tot, preasfinția voastră, și în mod special pentru rugăciunile pe care le-ați făcut și pentru persoana mea, pentru misiunea mea pe care o am de îndeplinit și îl rog pe Bunul Dumnezeu să-mi dea putere să-mi împlinesc ceea ce preasfinția voastră mi-ați dat ca îndeletnicire. Biserica actuală din zid a fost construită pe locul alteia mai vechi în anul 1779.